Pe 25 martie se împlinesc 197 de ani de la înființarea Poliției Române. În vremuri normale, ar fi fost o zi de sărbătoare pentru cei care veghează la ordinea și liniștea publică. Din cauza situației complicate prin care trece țara în lupta cu pandemia de coronavirus, găsesc însă oamenii legii în prima linie. Aceștia sfătuiesc oamenii să respecte ordonanța militară numărul 3 și să stea în casă. Numai așa, cei care astăzi ar fi trebuit să se bucure de o zi aparte, vor putea în continuare să vă fie alături și să vă apere. Mesajul pe care polițiștii români l-au preluat și postat pe pagina de Facebook a instituției vrea să vă descrețească într-un fel frunțile și să fie ca un îndemn prietenesc pentru a vă proteja. De ziua lor, polițiștii își vor face de cap. Începând cu ora 12, vor bloca străzile. Au chemat la petrecere jandarmii, polițiștii locali și militarii de la MAPN. Ceilalți, care n-au fost invitați, să stea acasă.